Nici măcar în familie nu putem avea un pic de libertate. Trebuie să ne calculăm fiecare gest, fiecare cuvânt, să ne controlăm în permanență. Să ne imaginăm de fiecare dată reacția celuilalt și în funcție de ea să ne adaptăm. Și atât de tare ne-am adaptat că n-a mai rămas nimic din noi. Pur și simplu nu avem voie să existăm. Asta e marea problemă. Noi nu existăm. Nu am existat niciodată.